Așadar, dragilor, am ajuns până la situația când proprietatea de caracterizare, nu, a fost lucrată, am ajuns la echivalenta ei, prin semnul acesta înseamnă că e cea de la început, în care am locuit pe E1 și pe E2, și ea arată astfel. Și noi visăm acum să o transcriem pe aceasta într-una echivalentă în care să fie vorba de două fracții egale, că egal avem aici, care să aibă același numitor și atunci vom avea șansa să spunem că numărătorii sunt egali. Deci ăsta e planul pe care mi-l propunem. Uitându-ne la ce numitor poate să fie în stânga, la ce numitor avem un singur numitor, nu că e o singură fracție în dreapta. Avem pe 2. Sigur, în stânga, ce numitor poate să fie? Între 1 și 192. Nu? E vorba de numărul care se împarte exact și la 1 și la 192. 192, e ușor de văzut aici. Da? Deci 192 se împarte și la 1 și la 192. Se împarte și la 2. În condițiile astea, de la un cap la altul, vom hotărâ ca numitorul comun, atât în membru stâng, atât în fracția din stânga, cât și cea din dreapta să fie 192. Și acum, fiindcă 192 va fi numitorul comun a ambilor fracții, să vedem cum procedăm. Media. Cu cât să amplificăm pe asta aici, care are numitorul 1? Cu 192. Sigur că da. Cealaltă, care are deja 192 cu 1, și cea care are numitorul 2, dincolo de egal, adică fracția a doua, cu cât o are? Vedem că 192 se împarte la 2. Da. Să fac eu repede împărțirea? Da, dar o foarte putem face. 2 în 19 19 9 ori, rest 1. Coborăm pe 2. 6, deci... 96. Da. Da? Și atunci devine, prima devine ce? Prima fracție. Un numitor 192, evident, și numărătorul va fi? Deci 4. Da. Patru, 8. Deci 2, 9, 18, 8 și 1. 3, da? 384. X, 384X. Da. Cu X aici, plus, aici în continuare, plus 17. Da. Por 1, plus 17. Egal cu 96. 96. Deci vezi, pentru că există și posibilitatea să gândim numitorul comun de la un capăt la altul. Și din stânga și din dreapta, același. Ca să avem, practic, același numitor. Clipa asta, fiind același numitor, obligăm fracțiile cerând în proprietate să fie egale, înseamnă că numărătorii sunt egali de aici. Deci de aici rezultă echivalent cu situația 384x plus 17 este egal cu 96. Deci 384x plus 17 egal cu 96. Repetăm. Fosta proprietate de caracterizare a fost dusă prin echivalență în asta acum. Care e foarte simplă, nu? Dacă stăm și ne uităm. E simplă pentru că știm ce avem de făcut. Spune tu ce ai de făcut acum, ca să rămână până la urmă X-ul. Trebuie să scadem... Așa. Scadem...
17 din ambii membri. Corect. Scădem pe 17 din ambii membri și ea devine echivalentă cu 384x. 384x egal cu 7 din 16, da. 9. Da. Mă gândesc că 17 și 16 și dacă ar fi așa, ar fi 80 minus 1, 79. Deci 79 ai făcut deodată foarte bine. Așa să facem în viteza cea mare, da? Tu ai gândit foarte bine, dacă ar fi fost 97, ar fi rămas 70, nu? Bine ai gândit. Nu. Și atunci, fiind 79, ar fi rămas 80. Pardon, m-am gândit 80. La 17, că e 16. Bun. 16? Foarte bine, foarte, foarte bine. Aici se câștigă. Deci dacă ai momente de asta de sprint, înseamnă că rapid ai făcut scăderea. În loc zic 7 din 16, 9 și 1 din 8, 7, să ajungi tot la același lucru. Dacă ai fost 16, rămânea 70. 80 și atunci și plus 1, încă minus 1 din 80, 79. Bun. De unde x e echivalent? X egal cu cine? X egal cu 79. 79 supra, nu? Așa, dreapta pe stânga. Da, supra? X egal cu 79 supra 384. Ei, ăsta este X-ul, 79 supra 384. Întrebarea este dacă mai poate fi simplificată, că știi bine, noi ori de câte ori vedem o fracție, ne străduim să o simplificăm, dar cât privește cerința problemei, X-ul de unde trebuia să fie? Numere naturale. Ei. Adăugăm și de sub, cum X aveam pretenția că trebuie să fie naturală, erau alte condiții. Cele două condiții ne trimit spre ideea că X-ul acesta găsit așa nu e număr natural. Deci nu-l putem lua. Așadar, concluzia se vede că X... Eu aș avea o problemă. Că dacă îmi dădea ceva și mie mi-a dat că X-ul nu e număr natural... Deci dacă în urma calculului proprietatea de caracterizare mă duce din aproape în aproape spre acest X, da, cum îl vedem în cazul nostru, noi simțim că ăsta nu e număr natural. Dacă nu, din ce motiv simțim? Că e o fracție. Dar da, există posibilitatea, mai ales că 384 este mai mare, e clar că e fracție subunitară. Nu? Că numărătorul e 79 și 384. Și acum eu nu mai impun problema că s-ar putea simplifica prin 79, că cum necum tot rămâne un număr fracționar. Deci în final nu poate să fie un număr natural, ci este un număr rațional din Q. Și eu nu vreau din Q. În problemă vreau numere naturale. Și așadar concluzia că X-ul ăsta nu este număr natural. Și îndată spunem că în mulțimea A nu pot pune nimic. A egal cu mulțimea A. Nu, doar... Așa, zi. A egal cu mulțimea? Mulțime vidă. Corect. A egal cu mulțime vidă. Deci A nu are niciun element. Dacă am muncit atâta... Încât iată-ne că în final constatăm că mulțimea A este mulțime vidă. Nu are niciun element. Dar este mulțime. Ce mai e? Asta e. În momentul de față am terminat. Ce? Am terminat. Aul. Ne-am propus. Găsim mulțimea A. Acum pornim repede spre mulțimea B. Și să vedem cum o găsim. Ce spune mulțimea B? Uite-te tu până când eu fer tabla aici. Mulțimea B zice
să aflăm un alt X natural. Nu, deci să aflăm pe cele, pot fi și acele de sus. Care și proprietatea ne zice că ne zice că fracție că așa. 24 supra 3x plus 1 trebuie să fie număr natural. Când oare? Când se întâmplă să fie natural o fracție? Dacă și numai dacă, să o ducem într-o echivalență. Se poate simplifica? Adică să se poată simplifica. Exact, ai spus bine. Adică ce să fie jos aici? Un 4... Divizor. Așa. Divizor. Cum se cheamă? Un divizor. Sigur că da. De jos la numitor să fie un divizor al 24. Deci asta se întâmplă dacă și mai dacă cel de jos, adică 3x minus 1, 3x plus 1, da? Acest îl pune într-o paranteză ca să înțeleagă că totul, nu numai, deci întreg numitorul trebuie să fie un divizor al cui? Unul din divizorii lui? 24. 24. Ia să vedem care sunt acum divizorii 24. Să-i vedem toți divizorii. Să punem... Stai să scriu. Te rog. Pana, tu scriu 1000 de rânduri într-o secundă, nu înțeleg cum. Ia să vedem ușor. Dar cum scrie așa repede? Ești la fel ca toată învățătoare, scrie așa de repede. Bine, dar ea nu le... Hai că să spun de unde. Datorită faptului că știu ce trebuie să scriu, merge odată cu mintea, merge și mâna, merge simultan. De regulă întârzi la scris când nu ți-e clar. Deci dacă nu ți-e clar ce ai de spus, ce ai de scris, întârzi. Adică aici... dacă eu scriu e ok, dar când copii de pe tablă scriu mai încet, dar asta nu înseamnă că nu înțeleg, nu? Nu. În momentul în care nu mai copii de pe tablă. Ah, ok. Deci în momentul în care nu mai copii de pe tablă, ți-e clar, tu scrii tu singură, că noi ne imaginăm că suntem la lucrare și la lucrare scrii tu singură. Deci, am tradus repede. Ce înseamnă că e număr natural? Cel de jos să fie un divizor. Și am scris-o repede. Cel de jos e divizor în timp ce mă gândesc să fie un divizor și scriu. Înțelegi tu asta? Și acum am ajuns la 3x plus 1 să fie din unul din divizorii 24. Și cine sunt aceștia? Acestea sunt 1, 24. 1 și 24 în pereche, da. 4, 6. Da. 2, 12. Da. 3. 8. Da. 8, cred. Atât. Ai dreptate că nu, asta este avantajul că îi găsim în pereche. Și faptul că îi găsim în pereche se epuizează. Deci 1 și 24. 2 și 12, 4 și 6, 3 și 8. Clar. Acestea sunt variantele. Și acum începem discuția pentru fiecare divizor în parte. Adică, zicem, varianta când 3x plus 1 este 1. Trebuie să luăm pe toate. Vorbește. 3x plus 1? Stai, 3x plus... 1 egal 1. 1. Echivalent. Scădem un 1 repede. Da, ok. Echivalent cu 3x egal cu 0. Da. Echivalent. Echivalent cu x egal... Nu cred că pot să scriu... O fracție cu 0. Păi da, 0 pe 3. Se poate? Ah. Sigur că are rost asta. Invers. Când numitorul e 0, nu se poate. Dacă numărătorul e 0,
Deci x egal cu 0 supra 3, adică 0 împărțit la 3. Și cât face 0 împărțit la 3? Împărțirea la 0 nu se poate. Nu, păi nu e la 0. E 0 la 3. Adică nimic împărțit la 3. 3. Nu. Păi dacă n-ai nimic și vrei să... Ai, n-ai nicio pâine și vrei să împărți la 3 copii, 0, 0, 0. Nu le dai nimic. Dau 0. 0, sigur că da. Deci, atenție aici. Atenție, e foarte important. Puteai să-ți dai seama de aici. 3 ori cât să facă 0? Că doar 3x egal cu 0, asta sublinează. 3 ori tot cât egal cu 0. Și de aici puteai da seama deodată că x egal cu 0. Dar eu am mers pe varianta aceea, când împărțim pe 0, adică dreapta, la coeficientul la cei în fața lui x. 0 pe 3 și 0 pe 3, tocmai am vrut să ajung aici. Să vedem cât face 0 supra 3. Adică să punctez că 0 împărțit la orice număr și la 1000 și la 100. 0 împărțit la ceva, adică nimic împărțit la, nu le dai nimic. Da? 0 împărțit la 3 egal cu 0. Atunci, nimic. Atunci nu avem voie să scriem fracții cu 0? Poftim? Atunci ce a zis doamna că nu avem voie să scriem fracții cu 0? Că nu există. Ah, la numitor! Adică nu ai voie să scrii așa? Nu, am zis că niciodată. Nu, aici e necazul mare. Adică nu poți să împarți hotărât ceva la nimeni. Deci am trei pâini și cui să dau? N-am pe nimeni. Și zic că să fac asta. Cum să fac asta dacă n-am pe nimeni? Eu mă uit în față și n-am pe nimeni și vrei să-mi fac împărțirea asta. Cui? Și că nu... De-aia nu se pune problema. De aceea când numitorul este 0, nu se poate face împărțirea. Deci pentru asta, doamna învățătoare, v-a atras atenția. Că împărțirea la 0 nu se poate. Asta e cel mai important lucru. Și noi am vorbit și de când am vorbit de fracții. Ții minte când am zis Q, mulțimea tuturor fracțiilor, cu excepția ideii că la numitor nu am voie să fie 0. Când am zis eu fracții de M pe N acolo și am spus nu diferit de 0. Am punctat asta, așa mi-amintesc. Și ori de câte ori avem ocazia să punctăm ca să eliminăm orice dubiu. Să nu există niciodată pericolul confuziei. Că aici a apărut confuzia. 0 pe 3, da. Dar 3 pe 0, nu. 0 pe 3, da, face 0. 0 pe 7, 0 pe orice număr. Deci X-ul ăsta aparține. Deci acest x care l-am găsit este bun. Continuăm aici și spunem că acest 0 aparține numerelor naturale. Așadar, am găsit pentru mulțimea B. Pentru mulțimea B o să scriu mai cât de curând, acum scriu aici sus. Primul element este 0. Merg mai departe, o altă variantă. 3x plus 1, cu cine să fie luat în discuție? 24. Vorbește tu, condu-mă de acum tu, repede. 3x egal cu 23. Da, echivalent cu? Echivalent cu x egal... Hai că nu ai la ce te gândi. Dreapta 23 pe 3. 23 pe 3. Așa. Și mă vedeam dacă există vreo... Dacă se poate, dar nu. Da, păi nu se poate și-l scriem și pe urmă ne gândim. Că dacă se poate, se face de vede la împărțire aici repede. X 23... nu aparține. Și 23 pe 3 nu este număr. E natural. Q. Este din Q, corect. Nu e din N. Important să spun că nu este din N, adică nu e depinde condiția din B, aceea să fie numărul natural și nu îl putem lua. Mergem la următorul divizor. 3x plus 1 egal cu? 3x plus 1 egal cu 4. Corect. Echivalent cu 3x egal cu 3. Corect. Echivalent cu x egal 3 pe 3. Da. Care face cât? X egal cu 1. 1. Acesta este
număr natural. Hai, continui repede aici. X aparține în număr natural. Vezi? 1 este număr natural, deci X-ul ăsta-ți convine, îl punem alături de 0 și pe 1, da? Ne-a oferit variantă, da? Cu numitor, cu divizorul 4, îmi oferă soluții. Dar mai departe, 3X plus 1 e egal cu cine acum? Următorul divizor? X plus 1 egal cu 6. Corect. Echivalent cu 3X egal cu 5. Echivalent cu X egal 5 pe 3. 5 pe 3. Ce putem spune? Nu aparține. Nu aparține lui el, nu-l putem trece. Mergem mai departe. 3X plus 1 egal cu 2. Da. Egal. 3X egal cu 1, echivalent cu 3, doar X, X egal cu 1 pe 3. Așa. Ceea ce nu se poate. Punem, nu aparține. Continuăm așa, nu aparține lui el și cum noi am avut restricția asta să fie număr natural, cerința asta am avut-o, nu-l putem lua pe acest X care l-am găsit. Mergem la următorul X, următorul divizor. 3X plus 1 egal cu cine? 12. 12, da. 3X plus 1 egal cu 12, echivalent cu 3X egal cu 11. Da. X egal cu 11 pe 3. Bun. Nu aparține. Nu aparține numerelor naturale. Da. Ne pare rău. Nici această variantă cu divizorul 12 nu ne oferă nicio soluție. Mergem la 3X plus 1 egal cu următorul divizor. 3. Echivalent cu 3X egal cu 2. X da. Egal cu 2 pe 3. Adică 2 treimi. X egal cu 2 treimi. Care nu-i număr natural? Nu. Nici pe ăsta? Următorul și ultimul. 3X plus 1 egal cu 8. Da. Echivalent cu 3X egal cu 7. X da. Egal cu 7 pe 3, care nu aparține. Adică dacă facem împărțirea, nu e exactă. Exact, asta înseamnă. Când e număr natural, împărțirea se termină cu zecimale, deci e un număr din Q, nu din N, cum așteptam noi. Concluzia este că doar astea sunt elementele mulțimii B. Avem două elemente. În momentul de față, să ștergem și să vedem exact cum stau lucrurile pentru cele două mulțimi și să trecem la punctul B. Că la primul punct am mic, aveam să găsim mulțimile A. Nu le-am avut. Abia acum le avem. Am rezolvat punctul A, deci răspuns, nu? Răspunsul pentru A înseamnă așa, A mare egal cu mulțime vidă, iar B mare egal doar cu elementele 0 și 1. Cum le-am descoperit pe cele două, trecem la punctul B. Și facem. Dar nu pun mulțimea vidă în... Nu se pune într-acolo, Adi. Nu, okay. Nu. Semnul în sine, numai semnul ăsta înseamnă mulțime vidă. Acel O întăiat, tăiat sau 0 tăiat, înseamnă mulțime vidă. Și acum, are unii cu B, începem, egal cu? 0 și 1. Corect. 0 și 1, că cealaltă nu-ți dă nimic.
Cube egal cu mulțime vidă. A intersecta cu B egal cu cine? Mulțime vidă. Corect, foarte bine. N-avem nimic comun. Mare. Și 0 nu se pune. Și nu prea mă văd. Deci, una este elementul 0 și alta este nu are niciun element. Chiar dacă vorbim logic, ambele înseamnă nimic. E, din Sau punct în de fine. vedere matematic, 0 este un element. Iar pe 0 îl putem reprezenta ca o poziție acolo, ca un punct pe dreaptă. Pe când nimic nu l-am nici pe 0. Deci 0, în contextul acceptării ca cifră, există și element. Da? Deci în sensul ăsta ne gândim. A minus B. Tot ce e în A și nu e în B, Da. ceea ce e mulțime vidă. Corect, foarte bine. Și B minus A, tot ce e în B și nu e în A. Da. 0 și 1. Deci, mulțimea 0 și 1, adică chiar B-ul, da? Chiar B-ul. Bun. Și am terminat subiectul. Deci, noi ce ne-am propus? Date fiind cele două mulțimi, a căror elemente nu le știu, urma să le descoper. Proprietatea de caracterizare era una destul de interesantă, atât de la A cât și la B. Și în final, primul punct era A mic, să găsim mulțimile și după aceea să știm să operăm. Și acum, hai să o facem amândoi pe profesorul și să stabilim punctajul împreună. Și după Da? aia ai răspuns la întrebare. Poftim? După aia ai răspuns la întrebare. După aceea încercăm să răspundem la întrebarea aceea. Oricum am ceva emoții că n-am mai făcut-o de mult și nu prea știu eu cum să fac, dar sper să reușesc. Deci, hai la punctaj împreună să gândim. Tu ai foaia și vezi dificultatea, vezi la fiecare punctaj ce și cum. Da. Da? Eu nu mai am decât din amintire și tu mă poți ajuta. Deci, plecăm de la 1 din oficiu. Deci, nota 1 din oficiu. Și avem acum 9 puncte la distribuție. Hai să luăm de la punctul B, că mi se pare mai ușor de punctat punctul B. Punctul B era să facem operațiile cu mulțimi. Nu? După ce ai A și B-ul, după ce le-ai găsit pe A mare și pe B mare, tu mă să facem reuniunea, intersecția, diferența, adică dacă știi ce înseamnă astea, faci foarte repede. Cât propui tu să dăm? Câte operații sunt acolo? Patru, parcă era. Reuniunea, intersecția, A minus B și B minus A, nu? Deci nu știi aflarea lor, adică ce A și ce B? Deci, dar ne întoarcem de jos în sus, adică de la... Ah, punctul B, ok, am crezut că... Așa, de la punctul B, când vine mai ușor să dau punctajul. Am crezut că la B mare. Nu, 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 nu. Ok. Nu, nu. Deci, e vorba de punctul B, Da, era patru. operațiile cu mulțimile A și B. Și cum să dăm noi punctajul? Cât crezi tu că ar trebui să dăm pentru a face reuniunea, intersecția A minus B și B minus A? Nu știu, că nu sunt profesor. Nu, hai amândoi, că asta e foarte interesant. Eu Deci și tu, o cât să te dai? trimit la o lecție, o să te trimit o la o lecție care este pe internet, unde cu elevii stabileam punctajul. Deci am avut și chestia asta. Cu el de împreună. Cât dăm aici, cât dăm dincolo. Exact ce fac cu tine acum. Cât crezi tu că merită să dăm? Noi avem cât la dispoziție? 9 puncte. Tu, profesorul din tine, trebuie să faci Nouă? o... Păi da, unul din oficiu și cu 9 fac 10. Ah. Da? Acele 9 puncte sunt la dispoziția noastră și vrem să le împărțim echitabil funcție de efortul pe care elevul a depus în lucrare. Și de dificultatea chestiunilor. Și de ce am urmărit noi în final? Cât crezi tu pentru operațiile cea, reuniuni, intersecții, diferența, cât să dăm pentru fiecare? Nu puncte. Cred că zecimi trebuie să dăm. Da. 0,5. 0,5 ca să ținem cu elevul. În mod normal, n-a depus mare efort aici. Unde e efortul foarte mare? Ok. Sus. Deci Tu pentru a aflat, deci.
Deci ca pedagogie, mai ales că el nu putea să ajungă aici dacă greșea sus. Exact. Da? Deci aici, hai să vedem, ținem cu elevul sau nu ținem, dacă suntem cinstiți. Eu, profesorul din mine, spunem că nu ținem cu elevul, că el nu putea să atingă punctul B dacă nu avea pe A și pe B. Așadar, dacă eu dau un punctaj mare aici, el îl afectez foarte tare. Chiar dacă el știe să facă reuniunea, intersecția, diferența, dar n-ajunge aici. Dar dacă eu îi spun așa, în cazul în care nu ajungeți, deci eu îi ofer o șansă, elevilor le oferă șansă, zic așa, dacă nu ajungeți aici, că eu trebuie să țin tot timpul cu elevul, dacă nu sunt atent, nu-l încurajez, îl sancționez, n-am făcut nimic ca profesor. Acum e momentul când el trebuie să primească răsplata pentru munca făcută. Și el, dacă știe să facă reuniunea, intersecția și diferența și el n-ajunge la cele două mulțimi, atunci el, bietul de el, e trist. Spune, dar eu știam să fac asta, dar n-am ajuns pentru că nu mi-ai oferit șansa. Am greșit pe traseu. Și atunci îi spun așa, am să-i dau aici la punctul B și îi spun așa, în cazul în care nu ajungeți, așa trebuie să formulez, nu ajungeți să găsiți mulțimile A și B, luați exemplu ca mulțime, A mare egal cu 3, 7 și 9, îi dau un exemplu concret, altul decât cele două mulțimi la care trebuia să ajungă. Și B egal cu mulțimea 1, 3 și 8. Cu aceste două mulțimi faceți reuniunea, intersecția, diferența. Deci, vezi ce fac. Sunt atent să exploatez de la fiecare elev toate informațiile. Eu nu mă transform într-un dușman al elevului. Ce trebuie să fiu un foarte bun prieten al lui, colaborator cu el. Trebuie să fie el încurajat tot timpul. El spune așa, dar eu știam să fac operație, dar n-am avut cum să ajung pentru că nu ne-am găsit. N-am ajuns, m-am încurcat pe traseu și mă sancționez încă o dată acum. Dându-mi aici, neavând șansa să fac operație, că eu aș fi început cu B, că eu știam să le fac. Că asta e încă o tehnică. Încep cu cele care știi să le faci. Cel mai rapid încep cu cele care știi să le faci, ca să te și încurajezi. Asta e o tehnică de lucru. Da? Și atunci, ai spus foarte bine, 0,5, în condițiile care am dat și așa ceva, l-am ajutat. Deci 0,5 pentru fiecare. Și cât faci aici? 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, de 4 ori 0,5, fac două puncte, nu? Da. Ia vezi. Deci, că 2,05 este 1. Așa, deci, 2 de 2,05 face 1 și cu 1. E perfect. Deci, un punct, începem din nou, un punct din oficiu. Pentru punctul B, două puncte. Două okay. puncte, dar noi tragem acolo, adică el s-ar putea să nu știe scăderea. Și eu nu-l sancționez complet. Și spun 0,5 pentru reuniune. 0,5, deci arăt că sunt foarte atent cu el. 0,5 pentru intersecție. 0,5 pentru A minus B. Și 0,5 pentru B minus A. Deci vezi, Mariuca, așa trebuie să fie prieten, profesorul prieten cu copilul. Nu trebuie să fie foarte dur, pentru că dacă îl descurajezi din start, el nu se va mai apropia niciodată de matematică. Și noi trebuie să avem grijă de chestia asta. Deci, faptul că am început cu unul din oficiu, am dat două puncte aici, el le poate câștiga pe cele două puncte foarte repede. Și ne-am dus, nu? Mai avem acum câte puncte la dispoziție pe care trebuie să le distribuim? 7 puncte. La cele două mulțimi, care crezi tu că a fost mai dificil din cele două mulțimi? La care să acordăm mai mult punctaj? La A. Da, sigur că da. Și eu eram de acord cu A. Deci, pentru A mare, sigur că da. Pentru A mare, 4 puncte aș zice. Ok.
Iar pentru B, sigur, 3 puncte. Ok, deci da, ok. Ok. E bine, nu? Mm-hmm. 3, 4, la 5. La amic. Deci, de, la amic un punct, un punct. Deci amic ăsta e compus din 7 puncte. Ah, ok. Da? Deci amic ăsta e din 7 puncte. 1, 4 puncte pentru găsirea lui A mare și 3 puncte pentru găsirea lui B mare. Bun. Fiindcă avem pe B foarte în minte acum mai proaspăt și le ai tu foarte bine acum, hai să distribuim pe B și pe unul ne-am duce la A, că e mai mult de lucru. Cum propui să facem distribuția pentru găsirea lui B? Uite-te din nou pe foaie, care au fost etapele. Asta a fost A sau... Ok, deci... Ok. Descompunerea poate, că e mai ușoară, eu zice 0,5 la descompunere. Alu, găsirea divizorilor? Divizorii, pardon. A divizorilor, da? Da. Păi eu zic așa, să plecăm chiar de la punerea condiției. Ce înseamnă că 24 supra 3x plus 1 minus e natural? Scrie aceea echivalent cu 3x plus 1 aparține divizorilor. Este foarte importantă pentru că așa pornește ghiștiu. Deci interpretarea pentru start este esențială. Când o fracție ascunde în culise, când o fracție poate să devină număr natural. Când cel de jos este un divizor al celui de sus. Eu aș da fără să stau pe gândul 0,5 puncte aici. Deci numai pentru că pune condiția aceea 24 supra 3x plus 1 aparține divizorilor lui 24, faptul că mi-o scrie pe asta, dăm 0,5. 0,5 neapărat, că e esențială. 0,5. Acum ai spus tu că o chestie foarte importantă a fost să găsească toți divizorii. Deci, practic, mai am încă un moment când găsim divizorii 24. Mulțimea tuturor divizorilor, adică cei 8 divizori parcă au fost. Ia numărezi 8. 8, da. Așa. Faptul că găsești cei 8 divizori și nu scapă niciunul, îi dau din nou 0,5. Iar și 0,5. Că îi arată pe toți divizorii. Și acum din 3 puncte am consumat. Din 3 puncte am consumat un punct. Vezi? Da. Și câte puncte mi-au mai rămas la dispoziție? Două puncte. Două puncte înseamnă să rezolvi cele 8. Cele 8. Da. Plus 8? Sunt 8 sau câte sunt? Te vezi. Da, 8. Dacă sunt divizori. Fiindcă au fost 8 divizori, 8 situații. Da, 8. Fiecare în parte, cam, să zicem, 2. 0,2. 2 ori 8, 16. Până la 4, mai rămân 0,40. Și 0,40 acela le distribuie aici. Adică zic 0,7, 0,7. Deci am să dau 8 ori 0,20. 8 ori 0,20. Care înseamnă cât în final? Înseamnă 1,6 și până la două puncte m-am 0,4 și le distribui sus. Adică 0,7 și 0,7. Deci plus 0,2, încât aici spun 0,7 și 0,7. Să vezi că acum, ia vezi, tu faci exact 3 puncte. Deci...
De 0,7 cu 0,7 face cât? 0,4. 1,4. Pardon. Da? 1,4. Că 7 și 7 fac 14 și 4 și 1 s-a dus la 0 ori. Ah. 0. Da? Deci 1,4. Da. 1,4. Și fă 0,2 ori 8. 0,2 ori 8. 0,08. Deci 1,6. E bine, nu? Corect. Deci 8 ori 2, 16. Și am pus virgula, 1,6 este punctajul și cu 1,4. Deci adunăm acum și spunem 1,4 plus la 1,6. Doamne învățătoare, puneau cod. Cum? Doamne învățătoare, puneau cod la corectare cu puncte, de exemplu, la evaluare națională sau așa ceva. Da, mă rog, cum stabilește acolo, important este că și noi suntem foarte atenți aici cu distribuția, cu punctajul și o să revin încă o dată. Important să epuizez cele trei puncte. Le-am epuizat. 1,4 și 1,6. Ia să vedem cum facem adunarea. 1,4 plus 1,6. Le punem virgulă sub virgulă, că așa am stabilit. 4 și cu 6 la zecimi. 4 și 6 fac 10. Scriu 0 și 1 trece. Am ajuns la virgulă, pun aici. 1 și cu 1 și cu 1 care au venit de drept, fac 3. Exact 3 puncte. Cele 3 puncte le-am repartizat cât s-a putut de riguros. Foarte, foarte riguros. Sunt fericit până în momentul de față că nu i-am păcălit pe copii. Cei care mi-au făcut și punctul B mi-au făcut deci B-ul de aici. Au 2 și cu unul din oficiu 3 și cu 3 ăsta 6. Până acum au nota 6. Deci 3 puncte pentru A, pentru mulțimea B. Bun. Și acum hai să ne ducem la cel mai greu, care mi s-a părut mie că a fost mai dificil și ții ți-a plăcut și ții tot așa, pentru găsirea mulțimii A, pentru care noi am fixat 4 puncte. Deci mulțimea A mare cu 4 puncte. Dar stai, eu scriu asta. Deci, exact ce am făcut eu, ai și tu pe foiță, că e munca noastră aici, ne-am bătut capul ca să facem repartiția cât mai corectă. Ok. Da? Vreau să deci să ai baremul, se cheamă baremul de corectură. Adică cum au fost distribuite punctele, încât în momentul în care ne apucăm de corectură să avem după ce corecta. Baremul de, așa se cheamă asta, baremul de corectură. Deci era cu un punct off. Nu știu, cum nota, nu știu, n-am înțeles. Ai spus cu nota? Ai pus aici 1 și după aia off. 1 și pe urmă 8, unde am pus eu 8? Off. B-ul este aici. Dar ce înseamnă off-ul ăla? Lângă 1? Oficiu. Ah. Lângă un of, da? Of. Da, oficiu. Deci un punct din oficiu, adică fără să faptul că ești prezent acolo, nu începem cu zero. Așa se dă la orice lucrare. La orice lucrare se dă un punct din oficiu. Notarea nu începe cu zero. Că nu se poate începe cu zero, măcar o scris de pe tablă, nu se discută. Deci, un punct din oficiu. Ok. Acum e B, 2 puncte, da? Și A, am stabilit că punem 4 puncte. 7 puncte, parcă. La A mic, da? 7 puncte.
Așa am făcut noi distribuția. Ok. Uite aici, A, mic, 7 puncte. Cele 7 puncte le-am distribuit. 4 puncte pentru găsirea lui A mare, care ne-a rămas o defalcăm acum, să împărțim cu multă atenție, iar pentru mulțimea B mare, 3 puncte, și acolo am făcut toată repartiția. Când ești gata, îmi spui, da? Da. Dacă vrei tu tot poți să tot vorbești, că eu tot o să aud. Ah, da. Tocmai e sigur acum ai descoperit că profesorii care sunt respectoși își stabilesc o grilă de corectură, adică împart punctele, acele 9 puncte care sunt la dispoziția lui, în modul cel mai atent și în forma cea mai apropiată de elev. Bunoară. E clar că punctul a fost cel mai amic, a fost cel mai dificil. Găsirea celor două mulțimi a necesitat multă muncă. Iar la punctul B, în care am avut de făcut operații, faptul că sesizez că există pericolul ca el să nu ajungă acolo, i-am oferit alternativă. Să facă reuniunea, intersecția, diferența și toate acestea ca un prilej, să-mi ofer mie prilejul, să-i spun că uite că știi și tu câte ceva. El să n-aibă frustrarea asta, să nu fie trist, să spună, bă, dar eu știam să fac și dacă n-am ajuns acolo, de ce nu mi-a dat niște mulțimi să fac și eu acolo reuniunea, intersecția, diferența? E, iată că i-am dat. Ca el să câștige 2 puncte și cu ăla din oficiu să aibă cel puțin nota 3. Dacă știi să facă operațiile acelea. Am terminat. Bun. Acum să începem discuția pentru mulțimea A mare. Știi că, uite-te pe caietelul tău, că A mare a avut două momente importante când am notat cu E1 lucrarea cu puterea da. Acolo. E1. Și pe urmă E2 cu împărțirea aceea. Prima era cu fracția mare. Așa. Cu zecimale. Corect. Cât propui tu să dăm la E1? Noi avem 4 puncte la dispoziție. Eu zic că la E1 trebuie să dăm mai mult decât la E2. Corect. Deci... Și după ce am avut E1 și E2, am avut de lucru la expresia finală. Știi, când am adus la aceeași numitor și nu știu ce... A fost acolo 3x plus nu știu ce supra 192 17 supra 192 că nu m-am nimic scris da. Egal cu 1 pe 2 ți-amintești, da? Da. Ei bine, cât ți dăm aceste ultime părți? 3x plus 1 pe 2 da, în fine da. Cât ți dăm aceste ultime părți, crezi tu? Faptul că am adus aceeași numitor, faptul că am găsit pe X egal cu forma aceea și nu ne-a convenit. Poate că la E1-2, la E2-1 și la ultima 1? Iată o propunere. Merg pe mână.